După 4 etape disputate în Liga Florilor, primul eșalon al handbalului feminin românesc, CSMD are tot atâtea înfrângeri. În ultima rundă, pe teren propriu, devencele au pierdut cu 32-23 în fața Gloriei Buzău, câștigătoarea Cupei României, diferența de scor fiind însă considerată destul de mare chiar și de către antrenorul echipei vizitatoare, Aurelian Roșca. Acesta se gândește deja la următoarele meciuri ale formației sale. Un joc mult mai echilibrat în prima parte, pe fondul unor ratări ale noastre, dar în orice caz, repriza a doua am avut o apărare mult mai compactă, mai clare, poate și o bancă mult mai valoroasă pe care am avut-o noi și ne-am impus un scor foarte concludent, poate prea concludent pentru cum s-au desfășurat ostilitățile. Vom avea 8 jucătoare care sunt convocate la loturile naționale și apoi le așteptăm ca împreună să avem două jocuri foarte grele, unul cu Craiova acasă și al doilea cu CSMD Cluj. Antrenorul gazdelor, Gheorghe Covaciu, prezent doar de 2 etape la echipă, regretă că fetele de la CSM Deva nu au mai avut determinarea din jocul precedent, pierdut tot acasă, dar cu 23-20 în fața celor de la SCM Craiova. Tehnicianul speră ca în perioada de întrerupere a campionatului pentru acțiunea ale echipei naționale se schimbe fața jocului formației sale, chiar dacă urmează tot adversari puternici, obiectivul celor de la CSM Deva fiind menținerea în Liga Florilor. În meciul cu Craiova, fetele cred că au jucat altfel. Astăzi n-au avut determinarea, mai ales în prima repriză, n-au avut determinarea care vorbeam. Eu nu prea știu multe pregătirea care au făcut-o ele și cred că de aici sunt un pic... Dar eu sper că în 2 săptămâni de pauză acum să venim cu altă față. Dăm și de echipe foarte bune, că Buzău a prestat un joc deosebit astăzi. Eu mă bucur cât am putut că am stat lângă ele. Dar trebuie de la zi la zi, de la etapă la etapă, noi trebuie să creștem, fiindcă obiectivul nostru este să rămânem în prima ligă. Determinarea și dorința de a face a venit spre final. Prin time-out le-am și spus că jocul de handball ține 60 de minute. Să reglez cu ele în asta 2 săptămâni, să reglez problemele care le-am văzut eu în asta 2 jocuri. Etapa viitoare, a 5-a din Liga Florilor, CSM Deva va avea o deplasare infernală pe terenul campioanei naționale CSM București, partida urmând a se desfășura în data de 13 octombrie.